Eșecul negocierilor dintre Emmanuel Macron și Vladimir Putin a fost expus într-un documentar al France TV. Materialul urmărește eforturile diplomatice ale președintelui francez de a preveni invazia din Ucraina și încercarea sa de a-l convinge pe liderul de la Kremlin să discute cu președintele american Joe Biden. Pe 20 februarie, după o discuție telefonică, Macron și echipa sa de consilieri aveau impresia că l-au convins pe Putin să se întâlnească la Geneva cu președintele american Joe Biden. Este o propunere care merită să fie luată în considerare, însă dacă vrei să ne aliniem cu privire la modul în care ar trebui să fie formulată, sugerez să le cerem consilierilor noștri să ne sune cât mai curând. Înțelegi că sunt în principiu de acord. Foarte bine, deci confirm că ești în principiu de acord. Propun ca echipele noastre să încerce să lucreze pentru a formula o declarație comună după acest apel. Însă, în loc să-și confirme participarea, liderul de la Kremlin a început să tragă de timp și să schimbe subiectul. Ca să fiu sincer, voiam să merg la hockey pentru că acum sunt la sală, dar înainte să încep antrenamentul, promit să-mi sun consilierii. Vă mulțumesc, domnule președinte. După încheierea apelului, Palatul Elisee a anunțat faptul că Putin și Biden au fost de acord să participe la un summit privind Ucraina, însă acel summit nu a mai avut loc niciodată. La o zi după convorbire, Putin a recunoscut independența provinciilor separatiste din estul Ucrainei, iar pe 24 februarie a declanșat invazia. Luna trecută, după întoarcerea dintr-o vizită la Kiev, Macron a admis că este conștient de faptul că diplomația a eșuat să-l oprească pe Putin. Am discutat, am petrecut mult timp încercând să oprim războiul, să-i implicăm și pe alții. Am crezut că vom găsi o cale cu Putin bazată pe încredere și conversații intelectuale.